Superliga vă este oferită de Superbet. Ne pregătim pentru penultima partidă a acestei etape cu numărul 5 din play-out. Universitatea Cluj o primește pe CS Mioveni. Un meci extrem de important pentru trupa antrenată de Nicolae Dică. Odată cu acel succes, trupa lui Sabău, iată, apare primul corner și pentru clujeni. Notam ultimul succes al echipei lui Nicolae Dică. Atenție, e șansă de gol imensă, blocat în ultimul moment de Ionuț Balaur. Mare noroc pe această fază pentru CS Mioveni. Execuție pe spațiul porții, în sfârșit Remus Guțea. Andrei Gorcea nu are probleme, minutul 43. Kipciu! Ce torpilă, execuție frumoasă. În ultimul minut al primei reprize, în sfârșit, balon trimis sub bara transversală. Control bun al balonului. În dificultate Flavius Croitoru. Reluare deloc rea. Balon care nu este cadrat pe spațiul porții, apărată de Flavius Croitoru. Minutul 50, prima ocazie pe care o are în această partidă și senegalezul Mamadou Thiam. De la 10 metri, Mamadou Thiam cu o detentă bună și fără a fi deranjat. Doar victoria ajută în această partidă la Mediaș. Mamadou Thiam, șansă bună, ocazie monumentală, incredibil. Alexandru Kipciu se trezește cu acel balon în față, în zona sa de acțiune, din respingerea lui Flavius Croitoru. Însă să fie cu iertare la experiența pe care Kipciu o are. Dan Nistor caută pentru a trimite sigur, o face pentru urcarea bulgarului Goranov, iar centrarea acestuia pentru gol, reluare semnată de Mamadou Thiam. Ce tonto gol, ce tonto gol poate să ia Flavius Croitoru. A scăpat, i-a alunecat peștele. Croitoru a fost, a părut că este pe malul Dunării. Da, Dică zâmbește. Nu se poate abține. Ridicol, absolut ridicol. Revedem. Flavius Croitoru dă impresia că n-ar avea probleme. Croitoru, ca la copii și juniori, nici măcar acolo. Cred că și în acele competiții portarii sunt puțin mai inspirați, mai atenți. Șerbănică! Șerbănică și centrarea acestui, atenție, Snow vine la finalizare, este balon salvat, uluitor, cred, în careul de 6 al celor de la Universitatea Cluj. Dar Gorcea are prin planul și acolo încearcă Snow să ajungă primul la balon, poate aici ne vom edifica mai bine. Dar Gorcea atinge primul balonul, Snow ulterior îl dezechilibrează pe golkeeperul Universității Cluj. Decizia corectă, este fault în atac. Superliga vă este oferită de Superbet.